Vă invit să ocupați locurile și să lăudăm pe Domnul cu prima și ultima strofă a cântării 589. Prima și ultima strofă a cântării 589. Spre cer încerc a măseli, pășind mai sus din zi în zi, și în care mi-a rugându-mă, Doamne, mai sus, ridică-mă. Timp în care îl mărăm pe Domnul și cu Doamne noastre de mărăm. Thank you.
aș vrea, tot în lumina acestei teme a vegherii, să citesc și cuvintele Domnului Iisus din Marcu 13, de la versetul 31 până la 37. Evanghelia după Marcu, în capitolul 13, de la versetul 31. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. Tată, îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru cuvântul Tău. Doamne, știm că al Tău cuvânt este adevărul. Că în cuvântul Tău ne descoperi voia Ta, Doamne, și în cuvântul Tău ne dai tot ce avem nevoie în ce privește viața și evlavia. Ajută-ne și în această dimineață să luăm aminte la cuvântul Tău, să luăm seama cum se cuvine la noi înșine și la relația noastră cu Tine, la relația cu cuvântul Tău. Mulțumim că prin cuvântul Tău ne dai asigurări, dar prin cuvântul Tău ne dai și avertizări. Ajută-ne să știm să păstrăm ambele în inima noastră și să trăim în acea înțelepciune a vegherii pentru slava Ta. Binecuvântă pe toți cei ce sunt în această dimineață, în casa Ta, în acest loc. Ai milă și de cei ce nu sunt cu noi, Doamne, și nu pot veni. Te rog să îi întărești și să îi sprijinești. Te rog să fii cu cei ce sunt plecați, în mod special cu fratele păstor Beni, și să îi însoțești în lucrare. Și să dai har, Doamne, oriunde se adună copiii Tăi și oriunde cuvântul Tău este propovăduit. Lucrează pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, în numele Domnului Iisus, vă salut în această dimineață la închinarea bisericii, aici în casa de rugăciune. Este bine să fim din nou și din nou în fiecare zi a Domnului, să ne adunăm la cuvântul Domnului, la închinare, la părtășie împreună și să învățăm și să ne pregătim tot mai mult pentru venirea Domnului. De asta se adună biserica în ziua Domnului. Unul dintre motive este că ne pregătim pentru venirea Domnului. Lumea nu ne pregătește, împrejurările, chiar dacă sunt înfricoșătoare de multe ori, nu ne pregătesc pentru venirea Domnului, însă cuvântul Domnului în casa Domnului ne pregătește pentru revenirea Domnului și Domnul să ne dea înțelepciune să luăm aminte. Amin. Aș vrea să luăm această lecție și aș vrea să continui această lecție în această dimineață, să rămân și eu cu învățătura cuvântului la această lecție a vegherii și vreau din nou să atrag atenția asupra faptului că aceste lecții pe care le învățăm în această perioadă din Evanghelia după Luca și din celelalte evanghelii, pentru că le regăsim și în celelalte evanghelii, sunt lecții de importanță maximă. Sunt lecții de viață spirituale foarte importante. În primul și în primul rând pentru că ele sunt pretate, învățate de Domnul Iisus Hristos. Cel mai mare învățător și cel mai bun învățător. Sunt lecții cu care poate suntem familiarizați ca idee. Am avut lecția milei, lecția comunicării cu Dumnezeu. O să urmeze lecția pocăinței și alte lecții de genul acesta, cu care suntem familiarizați, lecția vegherii. O temă cu care noi, cei care suntem copii ai lui Dumnezeu și venim la adunare și citim Scripturile, suntem familiarizați și poate că, datorită familiarizării, uneori tindem să
le neglijăm, din nou despre veghere, din nou despre milă, din nou despre pocăință, din nou despre răbdare. Însă sunt lecții de importanță majoră. De aceea Domnul Iisus Hristos le-a predat, le-a transmis și nu numai că le-a predat, le-a transmis, le-a repetat. Le-a repetat mereu. În timpul lucrării și slujirii sale, Domnul Iisus Hristos le-a repetat mereu. Și am citit în dimineața aceasta și acest pasaj, această porțiune din Evanghelia după Marcu, capitolul 13, când Domnul Iisus Hristos vorbește în contextul acela al revenirii sale și al sfârșitului lumii, dar am citit tocmai ca să vedem că această lecție a vegherii, o să rămân și eu în principiul același text în care a fost, care a fost citit și care a fost propus la studiul biblic, numai am citit să vedem că această lecție a vegherii a fost repetată de Domnul Iisus Hristos în diferite contexte. Aici, în Evanghelia după Luca, este prezentată în contextul în care urmează imediat învățăturilor pe care le-a dat Domnul Iisus Hristos despre îngrijorare și împărăția lui Dumnezeu. Lecția priorităților pe care am învățat-o duminica trecută. Nu vă îngrijorați de nimic, de viața voastră. Și apoi imediat îi cheamă pe ucenici la veghere. Și trebuie să facem o distinție între îngrijorare și veghere. Cred că tocmai de aceea în Luca sunt puse consecutiv cele două pasaje. Mai înainte zice, nu vă îngrijorați și apoi aveți grijă. Și te poate lăsa așa un pic perplex. Bun, nu vă îngrijorați de viața voastră, nu vă îngrijorați. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Și dintr-o dată zice, mijlocul să vă fie încins. Și vătrile aprinse. Și e o distinție, chiar dacă e destul de fină. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Domnul ne poruncește să nu ne îngrijorăm. Pe de altă parte, Domnul ne poruncește să veghem, să avem grijă mereu la viața noastră, să luăm seama, să fim atenți. Îngrijorarea are de-a face cu lucrurile pământești. Vegherea are de-a face cu lucrurile spirituale. Domnul zice, nu vă îngrijorați atât de mult de lucrurile acestea. Dacă uitați mai întâi și vegherea are de-a face tocmai cu ce spunea Domnul în lecția de data trecută. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Cum? Veghind la ce ne-a învățat Domnul și ce ne-a poruncit Domnul. Și mă rog ca Domnul să ne dea această înțelepciune, să știm să veghem, să ne pregătim pentru venirea Lui și să nu ne îngrijorăm. Gândindu-ne la repetarea aceasta a învățăturii despre veghere, învățăm cât de importantă este vegherea. Și nu numai în învățătura Domnului Iisus Hristos, dacă e să ne uităm în învățătura Domnului Iisus Hristos, este repetată foarte des această lecție, în diferite forme. Dar dacă mergem mai departe, în epistole, și vreau doar câteva texte să vă amintesc, întoarceți în 1 Corinteni, sau ascultați ce spune în 1 Corinteni, capitolul 16, la sfârșitul epistolei, versetele 13 și 14. 1 Corinteni 16, versetele 13 și 14. Ascultați ce spune Domnul prin Pavel. Și cu asta începe. Îndemnurile de final. Vegheați. Fiți tari în credință. Fiți oameni. Întăriți-vă. Tot ce face să fie făcut cu dragoste. Dar începe cu vegheați. Și toate celelalte imperative scurte pe care îl dă Pavel se subordonează la acest imperativ principal cu care începe. Vegheați să fiți tari în credință. Vegheați să fiți oameni. Oameni de caracter. Vegheați să vă întăriți. Vegheați ca tot ce face să fie făcut cu... Aici, vegherea Pavel o aplică la trăirea normală a vieții de credință. Trăiți-vă viața de credință, întărindu-vă în credință, fiind oameni, perseverând și făcând toate lucrurile cu dragoste, dar vegheați la asta. Să vă trăiți în mod
autentic viața de credință. Dacă mergem mai departe, în Efeseni, cunoscutul verset, Efeseni 6:18, zice așa: faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Și apoi Pavel continuă: și pentru mine. Aici este vegherea cerută și ni se arată importanța vegherii în rugăciune datorită luptei spirituale. Știm că în acest verset sau acest verset este în contextul luptei spirituale a creștinului, în care ni s-a amintit că trebuie să ne înarmăm cu toată armura lui Dumnezeu, să avem mijlocul încins cu adevărul și așa mai departe, picioarele încălțate cu râna Evangheliei Păcii și scutul credinței și colful mântuirii și sabia Duhului și toate celelalte. Dar ni se spune să veghem în rugăciune. Să veghem cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. În această luptă spirituală cu duhurile răutății, vegherea, care totdeauna este asociată cu rugăciunea și pusă împreună cu rugăciunea, este foarte importantă. Și vă mai amintesc numai un verset, sunt multe altele care vorbesc despre această temă. Găsim și Coloseni 4:2, cam aceeași temă cu Efeseni, 1 Tesaloniceni 5:4-9, din nou suntem chemați la veghere în contextul răpirii bisericii și a revenirii Domnului, dar vă aduceți aminte și Petru, în capitolul 5, 1 Petru 5, versetele 8 și 9, ni se arată că trebuie să veghem datorită potrivnicului nostru, care dă târcoale ca un leu și caută pe cine să înghită. Petru spune: fiți treji și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceeași ispite ca și voi, prin aceeași luptă ca și voi. Este evidentă în Scriptură importanța acestei teme a vegherii. Nu putem să o trecem cu vedere. Este evident. Repetarea aceasta redundantă a acestei teme ne arată cât de importantă este ea. De asemenea, ne arată cât de importantă este veșnicia. Pentru că toată vegherea aceasta are de-a face cu, într-un context final, cu venirea Domnului, cum vedem și în textul de astăzi, și cu veșnicia. Ni se arată prin repetarea acestei teme cât de mare accent pune Dumnezeu, pune Domnul Iisus Hristos pe veșnicie și pe revenirea Lui și pe împărăția Lui. Cât de pregătiți ar trebui să fim pentru revenirea Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să pricepem asta. Că de multe ori greu pricepem cât de importantă e veșnicia noastră. Investim și investim și luptăm pentru lucrurile din veșnicie, care și-au și ele importanța lor. Dar uităm că suntem străini și călători pe acest pământ. Și că veșnicia ar trebui să conteze pentru noi mai mult decât vremelnicia. Veșnicia și Domnul și împărăția Lui ar trebui să conteze mai mult. Domnul să ne dea înțelepciune. Întorcându-ne la textul din Luca, în special, aș vrea să ne uităm din nou puțin în acest text și vreau să ne uităm la lecția aceasta a vegherii prin două idei pe care Domnul Iisus Hristos ne le aduce în atenție. Vreau să vedem două sensuri a vegherii din acest pasaj. Două sensuri. Ce înseamnă să veghezi? Asta este ideea simplă pe care ar vrea să o subliniez în această.
care exemplifică. O analogie care este exemplificatoare. De la versetul 36 până la 39. De fapt, este o analogie dublă. O dublă analogie prin care exemplifică. Observați, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată ușa când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de două, repete Domnul, binecuvântat sau fericiți sunt robii aceia dacă veghează, pe care îi va găsi veghind. E analogia aceasta pe care Domnul Iisus o folosește a unor servitori, a unor robi, în relație cu stăpânul care i-a plecat și stăpânul i-a spus să-l aștepte veghind. Când el va veni să bată la ușă, imediat ușa să se deschidă. Și robii să fie pregătiți să-l aștepte. E analogia aceasta a stăpânului și a servitorilor. Pe de altă parte, versetul 39 ne pune o altă analogie care exemplifică și este să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vedea și n-ar lăsa să-i spargă. E analogia cu proprietarul unei case și hoțul care vine să spargă casa. Ambele analogii au o idee principală. Că nu știm ceasul și timpul la care vine stăpânul. Știm că vine, poate veni la orice strajă din noapte, am văzut că în Marcu sunt enumerate patru momente ale nopții, cele patru străji, seara, prima strajă era de la 6 seara la 9, sau seara, sau la miezul nopții, a doua strajă se cheia la miezul nopții, de la 9 la 12, sau la cântatul cocoșilor, de la 12 la 3 cântă cocoșii, 3-4, și sau dimineața, zice Marcu, spune cele patru momente. Tot timpul trebuie să fii pregătit, cu alte cuvinte. Nu știm când va veni, nu știi când vine hoțul. Păi veghează în tot timpul. Asta este analogia prin care Domnul Iisus caută să exemplifice ce înseamnă vegherea. O atenție sporită, pentru că nu știm nici ziua, nici ceasul când va veni Domnul. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe. Nu i-a fost dat nimănui să știe. Nici Domnul Iisus Hristos în timpul întrupării sale pe acest pământ spune nici Fiul nu știe. Nici Îngerul. De aceea noi trebuie să luăm aminte la cuvântul Domnului și să înțelegem că nici noi nu știm, chiar dacă avem semne și putem vedea anumite semne, nu știm și nimeni nu știe și oricine încearcă să ne dea un program cu date exacte, trebuie să-l respingem din start că greșește, se bagă în ceva ce nu i-a fost dat să cunoască nimănui, decât Dumnezeu ține în stăpânire taina aceasta și momentul acesta. Însă noi trebuie să veghem. Noi știm că trebuie să veghem și asta trebuie să aplicăm. Domnul să ne ajute. Și apoi urmează în versetul 40, al treilea detaliu în acest context sau în această idee a vegherii ca o atenție sporită, intensificată asupra realităților și responsabilităților spirituale. Responsabilitățile și datoria noastră este să veghem. În versetul 40 este aplicația exactă, exactă, explicită. La ce se aplică tot ce spune Domnul? Și voi, dar fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care... De ce mijlocul aprins? De ce să fiți ca niște robi care așteaptă pe stăpânul lor? De ce toată această pregătire și atenție sporită? Pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, nu vă așteptați, dar voi trebuie să fiți gata. Și voi, dar, fiți gata. Pregătiți. Aceasta este vegherea într-un prim sens în acest text, dragii mei.
Noi creștinii, ucenicii lui Hristos, trebuie să fim gata pentru revenirea Lui în fiecare zi. Noi în fiecare zi trebuie să o trăim cu conștiința asta că poate veni Domnul sau putem pleca la El. Și în același timp, în fiecare zi, trebuie să trăim în curăție, în ascultare, în credincioșie, să ne facem datoriile pe care le avem în această lume cu responsabilitate, știind că dacă nu vine Domnul, noi mergem mai departe prin credință. Dacă vine Domnul, trebuie să fim gata. Fie că suntem acasă, fie că suntem în călătorie, fie că suntem la muncă, oriunde suntem, trebuie să avem conștiința aceasta și gândul acesta că Domnul poate veni în orice clipă sau noi putem pleca în orice clipă. Oricât de tari și mari ne-am crede, suntem atât de vulnerabili. Dar Domnul ne ajută să ne pregătim prin cuvântul Lui. Slăvit să fie El. Ar trebui să vedem în tot timpul. Cu mijlocul încins, cu făcăile aprinse. Pregătiți în tot timpul pentru venirea Domnului. Cu atenția concentrată, intensificată asupra realităților și responsabilităților noastre spirituale, în primul rând. Căutați mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. În al doilea rând, de la versetul 41, există o oarecare tranziție de idee și ni se arată un alt sens al vegherii, care, bineînțeles, se leagă împreună. Petru ridică o întrebare. Doamne, pentru noi spui pilda aceasta? Adică numai pentru noi, ucenici, apostoli, sau pentru toți? Și e clar că Domnul Iisus Hristos o spune pentru toți. Vă aduceți aminte cum s-a încheiat și textul pe care l-am citit din Marcu 13. Ce vă zic vouă? E pentru toți, zic tuturor. Nu e numai un mesaj pentru voi, ucenicii care mă ascultați acum. Sau numai pentru voi care sunteți din cele 12 semințe ale lui Israel. Nu. Ce vă spun voi acum e valabil pentru toți. Toți credincioșii, toți creștinii care o să audă acest mesaj, care o să citească acest mesaj, să știe că e și pentru ei. Chiar dacă nu-i uneori despre ei. E pentru ei, pentru învățătura lor, pentru noi toți. Pentru cine spun? Și Domnul răspunde, versetul 42, spune, Domnul a zis. Și El răspunde tot cu o întrebare. Dar o întrebare care ar trebui să provoace gândirea noastră, interesul nostru. Zice Domnul, cine este izbravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Și din nou Domnul, ca și în prima parte, rostește și o binecuvântare. După ce răspunde cu această întrebare provocatoare, retorică, în care îi face pe ucenici să înțeleagă, învățătura sau pilda asta, lecția asta, zice, pentru toți care vor să fie acel rob înțelept și credincios. Pentru cine vrea să fie un rob înțelept și credincios, e pentru el. Pentru cine nu vrea, e și pentru el ceva mai în partea de jos. Ați văzut de la versetul 45 încolo. E și pentru cine nu vrea. Dar pentru cine vrea să asculte și să învețe, e pentru el. Și ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Și aici avem imaginea și ni se spunea înainte, imaginea aceasta de ispravnic. Imaginea aceasta de administrator. Cine este ispravnicul? Și învățăm. Al doilea sens al vegherii în această dimineață din textul acesta este acesta. Vegheria înseamnă o administrare înțeleaptă a relațiilor și resurselor care contează pentru veșnicie. Numai o atenție sporită, intensificată, asupra realității și responsabilităților spirituale, ci și o administrare înțeleaptă asupra relațiilor sau în relațiile care contează, pentru că aici, observați imediat, vorbește textul despre relații. Zice, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?
Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui va găsi făcând așa, adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Și vorbește despre relații, robul și alți robi, sau slugi, și avuție. Relații și resurse. Textul se încheie așa. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Cui s-a încredințat mult, îi se va cere mult. I s-a dat și i s-a încredințat. I se va cere și mai mult. Și Domnul Iisus Hristos, prin răspunsul pe care dă la această întrebare și prin ceea ce transmite în această parte a textului, ne învață această lecție sau acest principiu despre veghere. Vegherea înseamnă să administrezi înțelept relațiile și resursele. Și aș spune cu prioritate pe relații. Relațiile pe care Dumnezeu ni le-a dat și ni le dă, ne-a făcut să le avem în această viață, începând de la relația cu El. Relația cu stăpân, relația cu semen, relația cu sfinții. Toate aceste relații în care Dumnezeu ne așează prin harul Său pe fiecare sunt foarte importante și trebuie să avem înțelepciune în administrarea relațiilor și apoi, bineînțeles, și resursele cu care Dumnezeu ne înzestrează și personal uman, dar și material, sunt importante și toate trebuie folosite cu înțelepciune, conștienți că noi suntem ai Stăpânului și tot ce avem este a Stăpânului și ne-a fost dat în administrare. Și trebuie să administrăm în așa fel când vom sta înaintea Lui să spunem, Doamne, mi-ai dat 5 talanți, i-am folosit după voia Ta, am mai câștigat cu ei 5, aici e tot ce mi-ai dat, înaintea Ta. În acest sens al administrării, Domnul Iisus Hristos ne arată că sunt două posibilități. Mai întâi, ai posibilitatea și oportunitatea să fii ispravnic, credincios și înțelept. Și bineînțeles, asta vrea Dumnezeu. Să fim ispravnici, credincioși și înțelepți. Credincioși față de stăpân și înțelepți în relațiile cu ceilalți. Să fie acest ispravnic, credincios, care își împlinește responsabilitatea. Ce înseamnă? Să-ți împlinești responsabilitatea. Să faci ceea ce stăpânul ți-a încredințat să faci. În relații, să le dai partea de hrană, spune versetul 42. Celor care trebuie să îi hrănești sau de care trebuie să îngrijești, să te îngrijești de ei, să le dai parte de hrană, să fii credincios față de stăpân și înțelept în relație. Și observați răsplata, binecuvântarea și promovarea pe care stăpânul va face pentru cei ce sunt credincioși. Ferice de locul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Stăpânul va răsplăti pe cei credincioși. E atât de mărinimos și de bun, încât dacă ești credincios în locul încredințat, stăpânul răsplătește. Slavă Lui! Pe de altă parte, zice textul, există posibilitatea și pericolul să fii un ispravnic corupt și indolent. Există și această posibilitate și pericol. Da? De dorit ar fi să fim fiecare un ispravnic credincios și înțelept. Dar există și posibilitatea unui ispravnic corupt și indolent. Versetele 45 până spre sfârșit, spre asta ne îndreaptă. Dar dacă robul acela zice în inima lui, și observați cumva pe același om, îl pune în ambele variante, robul poate fi ispravnic, credincios și înțelept, dar același rob există pericolul să fie corupt în natura lui, de natura lui, atras în jos, spre pământ, spre lucrurile acestea, și indolent, nepăsător, neveghetor. De ce? Observați, sunt câteva observații aici.
observați mai întâi autoamăgirea din inima lui. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vin. Autoamăgirea din inimă, care vine prin natura decăzută a oamenilor a noastră, este asta. Băi, da, vine Domnul, a venit Domnul, e importantă ascultarea, credința, credincioșia, pocăința, toate sunt importante, dar mai este timp, că nu a venit Domnul chiar astăzi. Ai nu venit chiar acum, în următorul an, sau în următoarele zile. Mai este, uite, suntem la noiembrie, poate prin 31 decembrie ne mai gândim că e sfârșit de an. Hai să o las mai moale. E autoamăgirea din inimă. Va zice în inima lui. Nu-i zice altcineva. Observați sugestia pe care o transmite Domnul Iisus sau ideea pe care o transmite că din inima omului vine această decădere și această delăsare. Din firea lui. E autoamăgirea. Observați după aceea, după această autoamăgire începe acțiunea lui. Când ar trebui să acționeze în conformitate cu voia stăpânului, zice, va începe, după ce se amăgește, nu vine Domnul, va începe să bată pe sluși și pe slujnice, să mănânci, să bea și să se împete. Acțiunile lui înseamnă stricare de relații. Când noi ar trebui să fim înțelepți în administrare, lasă, el va începe să se certe, să se bată, să se ia cu toată lumea, în toate felurile. Pentru ce? Că se crede el mare stăpân pe univers. Și crede că totul e a lui, totul îi se cuvine. Dar el e un simplu loc care ar trebui să administreze ce a stăpân. Și observa, bătaie, conflict, distracție. Asta îl interesează. În relații se ceartă, se bate, în ce privește pe el însuși, să se mănânce și să bea și să se distreze. Nu contează altceva. Ce urmează în acest text, în succesiunea asta, după acțiunile acestea stricate, rele, urmează apariția stăpânului și amuțirea lui. Stăpânul, robul acela, va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Severitatea aceasta și amuțirea, vă dați seama, să stai în fața stăpânului știind că el ți-a dat tot și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Și observați acuzarea lui în final. Ce-l acuză? A știut voia stăpânului, nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia stăpânului. N-a făcut ce trebuie cu relațiile și resursele. Va fi bătut cu multe lovituri. Asta este esențial să înțelegem. Putem fi robi credincioși și înțelepți care căutăm cu înțelepciune, cu credincioșie, cu dragoste, cu răbdare, cu perseverență, să administrăm relațiile și resursele, călăuziți, țerând înțelepciunea mereu de sus a Domnului și în voia Lui să facem tot ce este după voia Lui? Sau pericolul acesta să ne delăsăm și să fim robi aceștia stricați, corupți și nepăsători, nevegători? Domnul să ne cerceteze și aibă milă de noi. Pentru că dați-mi voie să spun în încheiere, frați și surori, și noi știm voia stăpânului. Noi știm. Toți cei ce suntem aici știm voia stăpânului. Suntem robi care știm voia stăpânului. Și toți robii de atunci știau voia stăpânului. Orice rob știa ce vrea stăpânul lui. Vrea asta, 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 asta,
Și el știa ce trebuie să facă. El știa care este responsabilitatea, el știa care sunt resursele, el știa care sunt relațiile, știa în ce trebuie să se implice, ce trebuie să facă. Și noi știm. Ce fel de rob suntem? Astăzi, la ora actuală, ce fel de rob suntem? Dați-mi voie să repet. A veghea înseamnă să acorzi o atenție sporită, intensificată realităților și responsabilităților care contează cu adevărat. Cele spirituale. Prioritate pentru cele spirituale. Cele mai importante. Ce este cel mai important pentru tine? Ce ar trebui să fie cel mai important? Domnul, voia Lui, revenirea Lui și ascultarea ta și pregătirea ta pentru venire. A veghea înseamnă a administra înțelept relațiile și resursele primite prin voia Stăpânului. A le administra după voia Lui. Începând cu relația cu El. Și resursele spirituale pe care le-am primit în relația cu Domnul. Cuvântul, Duhul, Harul, cunoaștere. Relația apoi cu credincioșii, cu biserica, cu familia. Relația cu soțul, cu soția, resursele familiale, cu copiii. Cum le administrăm? Cum ne raportăm? Cum trăim? Să veghez înseamnă să le administrez cu credincioșie și înțelepciune în așa fel încât să fii gata să dai socoteală în orice clipă în fața Stăpânului când vine. În ceea ce ai făcut, în ceea ce ești, în felul în care ai trăit și ai slujit. Domnul să ne ajute. Întrebarea este, ești pregătit? Ești pregătit pentru venirea Domnului? Textul spune despre acest rob, zice, nu s-a pregătit deloc. Deloc. Ești pregătit? Cât ești de pregătit? Dacă nu ești pregătit cum trebuie, începe de astăzi să intensifici. Să acorzi mai multă atenție și să administrezi mai înțelept. Și timpul, și resursele, și relațiile. Mai multă înțelepciune și credincioșie în față de tot. Și Domnul să ne ajute să fim acei robi buni și credincioși. Să fim fericiți și binecuvântați la venirea Lui. Amin. Amin. În încheierea acestui moment de închinare, vă invit să lăudăm pe Domnul cu primele trei strofe a cântării 621. Primele trei strofe a cântării 621. De dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima și sufletul și fața mi se întoarce. Oh,
Dumnezeu să ne conducă în rugăciune de închiere. Doamne, îți mulțumim că și în dimineața aceasta ne-ai privit înainte. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeul nostru și prin credința în Domnul Iisus ești Tatăl nostru. Doamne, suntem recunoscători pentru ceea ce ești Tu, Doamne, pentru ceea ce ai făcut pentru noi și în locul nostru. Pentru ceea ce vrei de la noi, Doamne, și ajută-ne, Doamne, ca voia Ta să facă viața noastră. Amin. Mulțumim pentru învățătură și dimineața aceasta. Doamne, este ferice de cine ascultă cuvântul Tău și nu primește. Amin. Doamne, ai milă de noi. Amin. Te rog să ne ajut să împlinim cuvântul Tău, Doamne, și lăsăm Duhul Sfânt să ne călăuzească în El, Doamne. Și El să fie într-adevăr o lumină pe cărarea vieții noastre. Doamne, privim, Doamne, spre ceea ce este jurul nostru și ne îngrozim de multe ori. Dar ajută-ne, Doamne, să ne îngrozim de ceea ce îi așteaptă pe cei necredincioși. Doamne, mărește credința noastră. Amin. Și ajută-ne, Doamne, ca să ne pregătim în orice zi, pentru întâlnirea cu Tine. Ai milă de noi, de toți, Doamne, ai milă de casele noastre, copiii noștri, Doamne. Și îți mulțumim că lucrezi. Slavă Ție, în numele Domnului Iisus. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui și părtășia Duhului, te rugăm, Doamne, să fie și să rămână peste viețile noastre și să ne călăuzești în tot adevărul în așa fel, încât să veghem și să fim pregătiți pentru venirea Ta. Amin. Amin.